Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal, Superbet, go super! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cu siguranță că toată lumea îl cunoaște pe invitatul meu din această seară. Vă rog să-l arătați. Arătați invitatul. Da. Hai că am început bine. Bună seara! Iată, bună seara. Cu siguranță arătați l-ați recunoscut pe Cabral, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori de televiziune de la noi. Îl știți toți. Vreau să vă informez că este mare, nu numai la figurat, ci și la propriu. E așa o huidumă de bărbat. Da? Ceea ce nu știți este că invitatul meu, trebuie să tot evit că Cabral, că e cacopunit. Dar merge, da? Nu, ce să mai Cabral este la, de meserie, profesor de educație fizică. Și nu numai atât, dar a practicat și mai practică sportul, acum numai ca amator, dar a practicat într-o vreme ca profesionist și este chiar un fost vicecampion european de kickboxing. Am zis bine? Da, da. Da, un loc 2 european la, un campionat de kickboxing. Cumva simt că a fost acum 2844 de ani. 2844. Da, cam aveam așa. Aici 2845, dar documentarea mea nu e niciodată așa foarte precis. Mi se pare că au trecut 3 vieți de atunci. Da. Cabral, zici și mie, ești un cam mai bronzat așa decât da, noi. Da, de felul meu. Eu știu în general istoria vieții tale, cât că o știe toată lumea, că a tot apărut. Tatăl congolez din Congo, da, Brazzaville, da. Despărțit de mamă, de vreme, cum a fost? Ia povestește. A venit la studii. S-a făcut așa. Atunci, în anii 70, un schimb. S-au dat alpe negri sau ceva de genul ăsta și au venit africanii la studii. Era prin la Africa, noi. Da. Și mama din Buzău, fată de preot, s-a îndrăgostit, n-a avut încotro, frumos individu. Și tana, doar că după ce m-am născut, a fost plecat după pâine. Așa. Și era o coadă și la coadă a rămas. Da, eu știu, un mare poet român, nu mai trăiește, nu am să-i spun numele, care tot așa a plecat într-o dimineață până în piață și n-a mai venit niciodată. Așa. A divorțat și s-a căsătorit. Bun, dar părinții au fost căsătoriți? Nu. N-au fost. Nu. Deci a fost o iubire de aia din care ai ieșit tu. Da. Da. Și tatăl s-a întors la... Deci n-a ieșit nimic bun. Ba, da, nu, a nu fi modest. A ieșit ceva, e ok. Adică... Ceva, cât de cât, da, da, atât adică s-a putut. Merge așa. Ce să mai... Pe o scară de la 1 la 10, de un 6, 7... Măcar atât am stors. Să fii mulțumit. Așa, zi-mi, tatăl a plecat repede la Brazzaville? Nu, sau? Nu, avea, a așteptat 2 săptămâni. A, 2 săptămâni. A așteptat, a avut răbdare, n-ai ce zici. Răbdare. Nu, mi-a făcut odată băit, odată m-am îngâiat pe cap și apoi o topenit. Și nu l-ai mai văzut după aia sau s-a mai apărut? L-am mai văzut odată, a venit la, când aveam 13 ani. A venit și a vrut să mă ia în Africa. Și eu am zis că la crocodil nu vreau, rămân la maidanezii noștri. Și după aia am avut toată la telefon când aveam 26 de ani și ne-am văzut din nou la insistențele Andrei, soția mea, când aveam 32, cred. Așa, deci totuși, care e zi? Deci am păstrat legătura, ai putea zi. Dar adică o dată la 15 ani vorbeați. Ai văzut? Așa, sunt curios ca individ, să da, zic. Pe persoană fizică. Cum e când îți întâlnești tatăl după 15 ani? Și... Păi nu e, că eu am avut tată între timp. Că atunci când... Mama s-a recăsătorit? Mama s-a recăsătorit cu Mircea. Tatăl Mircea adoptiv. Care... Nici nu pot să-i spun adoptiv. E taică-meu. Da, că de fapt... Adică eu dacă voi reuși vreodată în viață să fiu un tată la fel de bun pentru copiii mei, cum a fost Mircea pentru mine, înseamnă că voi reuși să fiu un tată foarte, foarte trei foarte copii bun să străiască, nu? Doamne ajută. Zi-mi altceva, da. Congolezul, pe care îl cheamă, da, Ibaka, nu? Da, da, Ibaka. Te-a recunoscut oficial? Da, 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 da. A, am, deci... nu, am certificat de matriculare, am. Ai, bun, da, și am pensie, că asta e întrebarea la români. Pensie alimentară a plătit? Asta vă descurcați voi acolo.
vă vedeți voi acolo și noi aici. Și rămâne deci aici. Voi cu România, el cu Congo. Asta zic. Asta zic. Și adevărat că a ajuns ministru la un moment dat? A fost, da, a fost ministru. Îl vedeam la televizor. Când mergea Nenicu în vizită de alea de lucru, de la lui, te dea drumul la telejurnal și era acolo. Mi l-a arătat mama. Uite el. A fost într-o perioadă ministrul sănătății. Și acum? În ultima oară când ai vorbit cu el? Acum 5 ani, 6 ani. N-au trecut 15. Stai, unde e graba asta? E foarte ciudat. Așa, nu e adică... ciudat. E, așa e viața. E... Dar el mai are copii? Da, mai sunt încă 6 copii. 6, da, că șase... Brazzaville să fac copii, fac, nu glumă. Nici n-ai foarte multe chestii de făcut și atunci faci copii. N-au Disney, n-au de-astea. Opera, n-au. Opera, n-au, așa că ce să... Hai, mai facem unul. Oricum, acolo e un fel de concurs, așa e... Datina, cumva, fratele, șeful familiei este fratele cel mai mare sau fratele care are, fratele din familia lui, care are cei mai mulți copii, nepoții, strănepoții, stră-strănepoți, tot așa. Șeful familiei. Și da. Și el are acolo arborul genealogic, e o tufă, așa e, ce coboară din el, e o, da, e ceva de nu s-a mai văzut. Dar n-ai fost niciodată curios, te duci să stai la Brazzaville? Unde? La Brazzaville. Mai bine mă duc la vulcan în Noruiești și mă mut acolo doi ani. N-am, la Buzău, n-am, n-am nevoie, la n-am nevoie de așa necaz. Nu, nu, nu. Nu mersi. N-ai fost curios să te duci să vezi, să-ți vezi frații, să vezi așa... National Geographic. Îți arată National Geographic, acolo îți arată toate alea. Tot ce vrei să vezi, dai play, te-ai uitat, intri pe YouTube, Congo Brazzaville, play. Foarte frumos, lăsați. Acum, ce se întâmplă? Pensia alimentară zici că nu ți-a dat. Dar culoarea ți-a dat-o. Asta am luat-o toată. Aproape toată. Și n-ai ceea avut probleme? Ce... Adică cum a fost da. Să... Ai crescut în Berceni, da? Visez da, eu? Da, nu, nu, nu. În Berceni. Sud București, Berceni. Așa, și? ai cum simțit vreodată, eu știu, manifestări de... Să zicem rasism, deși erai copil. În perioada respectivă, nu exista niciun fel de educație în direcția asta. Așa că eu nu pot fi supărat pentru lucrurile care s-au întâmplat. Alea care s-au întâmplat, alea pe care le-am încasat și care m-au durut, cumva m-au modelat în individul la care am ajuns acum. Și mă bucur foarte tare că nu am ținut de atunci nici rancune, nici ură, nici supărare, nici frustrare, nici nimic rău. Mi-aduc aminte de oamenii care m-au luat așa cum eram, oamenii care m-au tratat ca pe un om, oamenii care mi-au vorbit frumos, iar relații, într-un procent mai mic sau mai mare, proști, găsești peste tot. Da, au fost și unii care ți-au vorbit urât? Au fost, da. Au fost. Au fost. Da, n-ai pus la inimă și bine ai făcut. Că... Păi dacă puneam la inimă, acum eram măcinat de supărări, de frustrări, de era foarte rău. Era am prieteni mulatri care au fost afectați și n-au știut cum să se apere. Și atunci, în continuare, sunt apăsați de... Dar au fost situații de astea și au zis, ia uite mamă pe ăsta. Ia uite maimuța, a, da, e... Mai ales copil, fiind copii... Da, da, uite maimuța, uite, vorbește... Da, da. Da, e bancul ăla, celebra, exact. Vorbește maimuța. Exact, da. Exact, exact. Eram Congo, eram maimuță, eram Brazzaville, eram... Eram. Nu... Nu mai contează acum. Cumva... Dacă lași lucrurile alea să te afecteze și după ce se întâmplă, e eșecul tău. Da, da. Da, da. La momentul respectiv este eșecul lor. Că nu pot vedea altceva decât un negru. Dacă lași după momentul respectiv lucrul ăla să atârne în viața ta, este eșecul tău. Și nu am nevoie de eșecuri de genul ăsta. Adică am trecut și în chestii mai urâte, un cadru didactic i-a spus mamei mele să mă mute de la școală, că ei nu sunt acolo să dreseze maimuțe. Și m-am mutat de la școală. Asta, adică, asta nu e trist, e tragic. Asta este ce este. Și era și cadru didactic, da, era și profesor. Da, da, da. Mama fiind economistă. Mama economistă. Vezi da. Ce m-am documentat. Da, da, am văzut, adică, da, mulțumesc. Mă simt onorat. Bun, cum ai ajuns la sport? Dita, păi, mai vice-campionul european. Tata. Tata Mircea. Tatăl, da, de da. Faptul, că tu îi zici tata, înțeleg. Tata, da? Mircea era, este și era antrenor de arte marțiale. A făcut mai multe discipline de arte marțiale, s-a specializat în mai multe discipline de arte marțiale și a luat și
titlurile. Diplome și... Mă rog, nu prea largă după diplome. Da, certificările, să le spunem. Pe mai multe arte marțiale, dar s-a axat cel mai mult ca predare pe kickbox și thai box. Și asta am făcut și eu, asta a făcut și sora mea, asta a făcut și mama. Da, e o soră care și... A, și mama a făcut. Mama a fost vicecampion european și vicecampion mondial de kickboxing full contact. Bă, dar sunteți familie de campion mondial. Da, nu, nu știam mama, că mama a făcut. Da, da, da. Deci mama are cele mai mari titluri. La Buzău era kickboxing, nu era, nu, așa? Nu, dar de când a intrat tata în familie, am devenit cu toții... Kickboxer. Kickboxer, thai boxer. Ce s-a putut? Așa, s-a și povestește-ne cum. Păi, la momentul respectiv, înainte să... Când ai început, practic? La 6 ani. La 6 ani, deci... 83. Așa. 83 am început. Atunci nu avea, nu era voie să faceți... Da, rețin că născut 77, că ești născut în același an cu fie mea. Așa că e ușor an de bun. Ținu minte. Da. Atunci nu aveam voie să facem arte marțiale. Și toate sălile de arte marțiale erau, da, erau mascate cu ilegale, judo, ca să zic așa. Suspecte. Gimnastică, ritmică și fel de fel de alte discipline. Așa că ne antrenam acasă. Aveam un apartament de două camere în Berceni, desigur, în spatele stadionului Autobuzul se numea atunci. După aia s-a transformat în Rocar. În Rocar, exact. Păi șoseaua Giurgiului undeva acolo. Da, da, da. Da, da, între Giurgiului și Brâncoveanu. Și veneau mulți la antrenament la tata. Și noi ne antrenam, copii fiind eu și sora mea, cu oia mari. Oia mari care în timp au devenit campioni mondiali de kickbox, de thai box, campioni europeni, oameni foarte, foarte mișto. Și cumva am crescut cu toții. Eram săraci lipiți, aveam două perechi de mănuși rupte în toată sala, un sac de box obosit și un manechin de lemn făcut dintr-un trunchi și niște brațe și un spalier. Asta era toată sala. Acum eu când intru într-un gym de ăsta nou și văd toate nebuniile alea, da, toate brațele alea, toate chestiile așa, sunt încântat cumva, dar contrariat că mă gândesc că mai mult pierzi timp în sală să înveți aparate decât să te antrenezi. Și în ani, sora mea are, nu știu, vreo 6 titluri de campioană națională, eu am vreo, am și-o câteva, nu știu câte sunt. Și nu e modestie, ci a trecut foarte mult timp de atunci și nu le-am ținut. Asta fiind ce? Kickboxing? Kickboxing, semi-contact, light contact, full contact. Sora mea a făcut doar semi-contact și după aia a devenit arbitru. Arbitru internațional, a arbitrat inclusiv la mondiale. Sora mea n-a luptat internațional. Spune-mi că vreau, kickboxing-ul e ăla în care poți să dai și cu piciorul, nu? Dai cu piciorul și dai cu... Deci e un box în care dai și cu piciorul, așa, pe scurt. Da, din topor, da. Spusă din topor, da. Cumva dai cu piciorul, dar că dai cu piciorul de la șold în sus, n-ai... ai kickboxing, low kick sau thai box, care se lovește de la șold în jos. La fel n-ai voie să lovești după ceafă, n-ai voie să lovești unde e mai greu voinicului, nu ai voie să lovești în gât. Așa? Și n-ai voie să lovești în vârful capului. Între timp, cumva regulamentele s-au tot modificat și a rămas kickboxing-ul, regulamentul ăla clasic, undeva deoparte și acum ne-am obișnuit să vedem fel de fel de cupe, cum era local combat, cum erau și alea internaționale. Dacă eu vreau să te întreb, bun, tata te-a dus către kickboxing, dar mama nu s-a opus, dar înțeleg că mama era... Ce să se opună? Că ea urla hai la antrenament. Da, la mine a fost foarte interesant că tata fiind un antrenor care respectă foarte mult toate sporturile, tot, dacă vorbești cu el despre orice fel de sport, curling dacă vrei, așa, îți găsește niște chestii foarte bune pentru corp care se întâmplă în sportul respectiv. De fapt, profesia tatălui era de antrenor, da, sau da, era în timpul liber? Da, 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 da. Asta era meseria lui, da, antrenor. Da. Mă rog, pe timpul Nanicu era dispecer la o societate de transport comercial. Da, păi atunci... Atunci eram... Erau cam vânații aia care, da, făceau, da, kickboxing. Da. Erau periculoși, pentru că... Erau luați în evidență la circa de miliție în zona în care stăteau. Adică erau mai multe chestii. Am înțeles. Și primul meci la ce vârstă l-ai avut? Atunci, la 7 ani, 8 ani. La copii.
Dar nu, oamenii au impresia că meciurile cumva îți rămân în memorie ca niște mari lupte personale. Și de fapt nu e așa. Că tu urci în ring sau intri pe tatami cu gândul de a fi tu mai bun. Că te întâlnești cu unul care s-ar putea să fie mai bun, foarte bine, asta e. Dacă e mai puțin bun, asta e, vedem la sfârșit care a fost mai bun în momentul respectiv sau în reprizele respective. Dar ca istorie, eu, de exemplu, meciul care mi-a rămas în cap e cam unul dintre ultimele meciuri pe care le-am avut, pe care l-am pierdut. Dar lupta cu un urs, vorbeați mai devreme de Ghiță Mureșan. Nu era atât de mare, dar era mult mai, avea 2,20. Așa. Și 140 de kg. Eu aveam, luptam la 92 plus. Aveam 93 de kg atunci. Și aveam 1,90, dacă nu mă înșel. La un moment dat e 90 plus și poate să aibă și 150. Ce e peste plus, da. 92,5. La momentul respectiv, așa era categoria făcută, putea să aibă și 200. Și am urcat cu ursul ăsta în ring. Godzilla. Și Godzilla. Și 5 reprize. Tu nu-i așa bătaie, nu mi-a luat niciodată în viață. Niciodată. Dar a fost un meci care mi-a rămas în memorie ca fiind ăla în care nu am abandonat, nu m-am lăsat, am luptat până la capăt, l-am terminat în picioare, la sfârșit ăsta de-a câștigat, care era campion european de 3 sau 4 ori la rând, a venit să mă felicite că a zis în prima repriză, când m-am urcat în ring, a zis pe ăsta, îl termin în 15 secunde, am terminat și mergem repede acasă, că avem pregătit un grătar. Și când colo am dus până la capăt meciul. Am zburat printre corzile ringului, adică a fost ceva spectacol. Adică mama te-a bătut ca pe coboare, așa. Foarte frumos, foarte frumos. Eu am și lovit, adică nu se ghibuie că am fugit de colo-colo. Nu, a fost cum ar fi parte în parte, doar că el n-a simțit. Dar ce, să abandonez e o rușine, sau? Da, pentru noi, da. Da. E să fii înfrânt, să fii înfrânt, e în regulă. E normal. Oricând, asta am învățat atâția ani de atumație. Poți să dai peste unul mai bun ca tine. Oricând. Și viața îți arată că de cele mai multe ori și dai peste el. Însă să abandonezi, vorbește despre tine, nu despre el. Da, da. Să te lase, zici, bă, asta e, nu pot, vorbește despre tine, nu despre el. Bun, noi ne numeam, acum e sport, noi atunci ne spuneam luptători de arte marțiale. Ești luptător. Nu ești cârlig de rufe. Da, 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 da. A, că ți-ai umă mașină, că ți-ai o lovitură de picior în cap și faci nani, aia e, ai fost înfrânt. Dar să te oprești tu, că vai bubiți, mă doare rinichiul, mă doare ceva, am obosit, nu da, e. Spune, ai fost vreodată knockout ca să nu-ți mai aduci aminte? Nu, 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 nu. Bine, astăzi sporturile, artele marțiale au origine în Orient undeva, da. Nu? În China, în Japonia. În... Dacă o iei în istorie, cam toate țările au avut o formă de arte marțiale. De la latini, de la romani, până la turci, până la huni, tătari, chinezi, japonezi, toți au avut o formă de arte marțiale. Cumva însă cei mai eficienți în forma lor de arte marțiale au fost asiatici. Și atunci de acolo, de la japonezi, a venit foarte sportul mult. De mare onoare, așa, de, da. De demnitate, să zic așa. Da. Adică... E demn așa să pierzi așa și lași să te retragi. Să... E demn să pierzi, că e normal să pierzi. Nu, dacă pleci în viața cu premisa că tu vei câștiga tot timpul, undeva te vei frânge și nu o să fie bine pentru tine. În schimb, dacă pleci cu premisa că orice ar fi, eu merg înainte și vom vedea la sfârșit ce iese, pare mai... Bun, hai că o să mai ne mai întoarcem. E foarte interesant ce spui. Facem așa o acoladă. Am înțeles cum ai ajuns la kickboxing și la taebo. Taebo ăsta ce e? Dans? Taebo e un kickboxing, un box cu umbra pe muzică. Mamă, da, e un fel de dans. Hai să-i spunem dans, dar nu e dans, pentru că dacă faci cum trebuie taebo, loviturile de taebo sunt loviturile de kickbox. Adică am văzut și antrenori care... cu adversar și el? Taebo e un box cu umbra. Ai un box cu umbra. Box cu umbra. Fix. De la asta a plecat. Deci și un amestec de aerobic, probabil, nu? Este foarte, da, este un efort aerob intens, pentru că trebuie să ții un ritm de minim 120 de bătăi pe minut și atunci muncești foarte tare. Dar poate fi făcut ca un aerobic și am văzut și antrenori care
fac așa mai cu pampoane, am văzut și antrenori care fac fix forma de kickbox, de artă marțială, de sport de contact, dacă vrei, pe muzică. Și mai greu, dacă faci forma asta corectă. Asta e pe muzică obligatorie. Da, da, da. Păi așa îi sincronizez pe toți. La noi în sală, la acasă, la tata la sală, aveam antrenamente inclusiv pe muzică. Dar nu sincronizați între noi. Fiecare își vedea de treaba lui. Și e adevărat că ai devenit și antrenor, că ai fost unul din promotorii acestui taekwondo? Dar la momentul respectiv eu nu știam ce e aia. Au fost niște investitori în România care au făcut un lanț de săli și ei veniseră de afară și cu ideea asta că uite că afară se face taekwondo. Și au venit, mi-au pus un VHS, mi-au dat play și m-au întrebat, poți să faci asta? Da, pot să fac asta. Și am făcut, probabil, nu asta să verific atunci, dar am făcut probabil atunci primele clase de taibo din România cu DJ live, adică era un spectacol întreg. Da, și a fost o modă, țin minte, la un moment dat. Adică da, da, era. A fost un val da, de da, taibo da, după care... Era în trend. După aia au apărut alte forme. Au apărut stepper-ul, au tot fost fel de fel de... Oamenii au nevoie de noutate ca să... Au apărut Kangu Jams, au apărut tot felul de manifestori. Da, acum nu mai ai timp, da? Adică nu mai antrenezi. Mi-ar plăcea să antrenez. La un moment dat, când o să reușesc să-mi fac cumva o ordine în viață altfel decât asta pe care o am acum, probabil că o să încep să antrenez copii. Te-ai gândit într-un viitor așa? Da, cam asta îmi doresc și eu și sora mea să facem. Bun, și începând artele marțiale, să zic, de vreme, ai ajuns la educație fizică, la Institutul de Educație da, Fizică. Da, da. Am făcut la Ecologic, am făcut facultatea și cumva a fost interesant și masterul meu, l-am dat tot în management în sport și inclusiv examenul la master a fost foarte simpatic pentru că o parte din sală mi era cumva prietenă, că am fost coleg de grupă și de an cu mama și cu tata. Așa. Care mama a făcut a treia facultate și tata a doua facultate. Și sora mea a fost foarte supărată că n-am așteptat-o și pe ea încă un an să facă și ea, să fim toți patru colegi. Iar la master, în sală, era și mama, era și tata. Și m-am certat. M-am contrazis un pic cu comisia. Eu mă contraziceam și le explicam. Nu că n-aveți, mi îmi spunea că nu credem că ai dreptate. Eu vă zic că am dreptate. Nu încep acum să intru în materia de curs, dar se auzea din spate. Capral! Termină! Capral, taci din gură! Capral, nu te mai contrazice! Dar până ori mai luat, nu? Am luat și cu notă foarte mare, pentru că cumva era din experiența mea și era vorba despre schimbarea metodei de învățare a unor tehnici, astfel încât pentru copii să fie mai ușor și mai ergonomic să învețe tehnicile în altă ordine decât cea în care învățau pe vremea respectivă. Am înțeles. Bun, am cam priceput așa cum ai ajuns la sport. Hai să vedem acum cum ai ajuns în televiziune, cum ai ajuns unul din greșeală. Dintre cei mai cunoscuți prezentatori. E ok, e mai simplu că ești am muncit. Solid, ai muncit, ești frumușel, ești colorat, ai numai calități. Pe vremuri, da. Dar de unde până unde? Erai vânzător de asigurări, agent de asigurări, nu? Inspector, da. Inspector. Am fost agent și pe aia am fost inspector. Nu se poate adică așa. Era mare lucru. Ne bate în joc ce face eu. Da, da, da. Nu era neapărat mare lucru, dar agentul lucra pe comisiuni și inspectorul lucra pe salariu fix. Sigur că agentul făcea mult mai mulți bani, atunci eram proști, nu-mi dădeam seama. Da, dar era funcție. Aia era, ce să mai... De fapt, tu erai șeful agenților, nu? L-am ajuns la un moment dat să am și agenții cu care lucram. Dar iar era țeapă. Tu lucrai cu agenții, îi coordonai, dar la sfârșit agenții își luau comisionul, tu luai salariu. Fix, care era mai mic decât luau ei, da, nu? Da. Era mic, n-ai cum să... Da. Da, zi-mi cu cine ai început, cum ai început, că până la urmă ai lucrat la toate televiziunile, nu? Nu chiar la toate, dar am lucrat antenă, în antenă, la lucrat prima, în prima, la da. Pro TV acum, da. Și o să da. Întreb că pregătești o emisiune nouă, da. Da. Să da. Facem o avancronică și la aia. Mulțumesc. Zi-mi cum ai început televiziunea, câți ani aveai? 18 și ceva și mie îmi plăceau foarte mult mașinile.
Dar cum eram... Cred că îți plac și acum, nu? Da, da, dar atunci îmi plăceau altfel mașinile. Și pentru că eram sărac, nu erau bani să-mi iau fel de fel, am zis, băi, cum ajung să conduc și eu niște mașini mai de Doamne ajută, că aveam o Dacia Break vișinie. Nu vai mama ei, dar... Na. Și am intrat la antenă, am luat un casting la Roata de Rezervă. Era o emisiune deci auto. În domeniu, de la mașini. Da, da, da. Și atunci am condus niște mașini foarte interesante pentru vremea respectivă. Mi-a plăcut foarte mult, doar că emisiunea era făcută de Duncan Penn și el era foarte strict pe terminologie, domne. Nu erau faruri, erau blocuri optice. Așa. Nu era botul, era calandru. Blocuri optice? Nu era, era, da, era totul. Așa era tot, la far? Era, da, totul era cu fentă. Și eu, în loc să mă bucur de mașini, trebuia să învăț texte cu blocuri optice. Nu era bine. Și după vreo 8 luni m-am lăsat. Am agreat că nu ne sincronizăm perfect și mai bine ne oprim. Și după aia, la prima, Impact, cred că se numea, pregăteau o emisiune împreună cu o casă de producție germană și căutau pe cineva fresh. Așa. Și o aveau pe Adriana Mariș, care atunci făcea știrile și la vremea aia era o acritură. Mă rog, nu s-a schimbat foarte mult. Și au zis, hai să-l punem pe ăsta micu, mă rog, lângă Adriana Mariș, care era, deja avea experiență, deja vorbea tăios, era totul cum trebuie. Și castingul a fost catastrofal. Pentru că eu nu mai folosisem prompterul niciodată și m-au pus acolo, au pus-o pe Adriana pe o lădiță de aia, pe un cub de televiziune, dar mie mi s-a părut că e o lădiță de legume. Și i-a dat textul perfect, cum știa ea să-l dea, și eu, după ce m-am chiorât un pic acolo, am dat de memorie. Dar dând de memorie, nu mai eram sincronizați ca idei și curgere între noi. Și numai că Adriana s-a oprit, zice, băi, ce face asta? Mi-aduceți toți amatorii. Și eu, băiat în berceni, slobod la gură, ia uite-te, după ce cât ai cocoțat pe lada asta de legume, mai ești tare în gură. Între noi n-a fost chimie la început, dar toată lumea a râs. Și atunci ăștia au zis, bă, nene, e bun, hai să-l luăm. Numai că eu mă duceam, când mă duceau să mă chemau să stăm de vorbă despre bani, despre program, despre emisiune, mă duceam cu mapa de asigurări pregătită. Bună ziua, m-am interesat și am văzut că aveți un sediu care este închiriat, dar și el poate fi asigurat, și aveți un parc auto destul de mare. V-am făcut aici, le băgam hârtia sub nas, v-am făcut o ofertă de asigurare pe niște cote foarte bune, fără franciză, totul foarte. Și oamenii se uită la mine. Bine, tu ești nebun. De ce? Păi te-am chemat să vorbim despre televiziune. Păi asta, de televiziune, mașina nu s-a la televiziune, hai să vorbim de o asigurare că e păcat. Când a văzut că nu se înțeleg cu imbecilul, mi-a zis, du-te, că ești pe lumea ta. Mi-am luat hârtire, le-am lăsat la doamna secretară, mi-am văzut drum. După vreo 3 săptămâni, hai să-l mai chemăm pe la o dată, poate facem ceva. M-au chemat, bună ziua, am revenit, aveți aici în mapă, uitați, m-am interesat puțin la Ministerul de Finanțe și cam câți angajați aveți, v-am făcut aici o asigurare de viață pentru angajații dumneavoastră și aveți în mapa asta la altă una de sănătate pentru dumneavoastră și staff, în caz că se întâmplă ceva, și am început să le zic care erau avantajele asigurării. Și oamenii erau așa. Păi, tu nu ți-ai luat pastilele? De ce? Păi ce vrei cu astea? Păi că am văzut că la mașină nu vreți, nu e problemă. Vă dă băiatul pe altceva. Te rog eu frumos, pleacă, ia-ți mapele astea și pleacă. O să le las la doamna secretară. Și dacă se poate să mă duc până la domnul director de resurse umane să vorbesc cu dânsul de asigurări. Ieși. Am ieșit, nu e problemă, m-am luat ale. Așa m-am dus, le-am zis doamna secretară, mă trimite și pe mine la domnul director de resurse umane. A zis domnul... Da. A zis domnul Burci să mă trimiteți. M-am dus, m-a văzut Olteanu. Ce? Cu asigurările, cu angajații, cu ia-ți mă nene, lasă-ne în pace. Și a treia oară când m-au chemat, mi-a zis, uite, îți oferim banii ăștia ca să facem misiunea asta. Am zis, uite, la momentul ăsta eu vând asigurări, iau banii ăștia. Sunt antrenor de taibo, iau banii ăștia. Și mai sunt în timpul liber model. Făceam prezentări de modă și iau banii ăștia. În total ar fi suma asta. Suma pe care eu o fac deja, e mai mare decât suma pe care mi-o oferiți voi.
Și atunci n-am cum să vin la voi. Și nu mă interesează. Și eu am zis, bă, tu ești nebun să negociez cu noi? Dar eu nu negociez, eu v-am zis ce am deja. Și vă explic că nu o să vin, că nu e... Păi dacă îți dați banii aia, tu ai mai mulți bani decât prezentatorii vechi din televiziune. Nu-i vina mea că ei nu-și negociază cum trebuie salariile. Eu vă zic unde sunt. Nu, nu se poate. Sănătate, la revedere. Auzi, Cabral, scuze-mă, dar nu simțeai o atracție nimic. Așa să te vezi? Să... Nimic. Nimic, eram foarte bine cum eram. Eram așa de bine, nu există cât de bine adică eram. Nu-ți doreai televiziune. Deloc. Deloc. Eu eram deja cunoscut, în Bercin mă știa toată lumea, n-aveam nevoie. Eram bine cum eram. Bine, te știau și pentru că erai diferit. Eram ala negru, eram ala negru din Bercin, era clar la momentul respectiv de ce. Și apoi, până la urmă, ne-am sincronizat pe bani și am început să fac emisiunea respectivă, care a mers foarte bine și am continuat. Pe urmă, ai trecut din emisiune în emisiune, de la televizor. Acum te simți, cum să spun, încadrat în televiziune, lipit de televiziune? Am 25 de ani de televiziune. Aș fi ușor cu probleme psihice să nu mă simt încadrat. Să nu mă simt lipit. Dar în același timp, eu văd ca o meserie. Este fix o meserie, ca oricare altă. Nu văd de ce aș fi eu mai important decât un instalator, decât un mecanic auto sau decât un inginer de instalații de climatizare. Dar îți place să te uiți? Urmărești emisiunile tale când sunt înregistrate? Sunt foarte critic. Foarte critic. Eu spun ceva. Eu am făcut... televiziune live, acum mai fac și acum ce să mai... ceva. 20 de ani. Da. Jur, nu m-am uitat niciodată la o emisiune de-a mea, pentru că am fost sigur că dacă mă uit găsesc atâtea defecte, atât, da, așa ca a doua zi zic, du-te bă, n-ai ce să cauți acolo, tu nu vezi că ești de râs. Și atunci am preferat să nu mă uit niciodată. Jur că n-am nicio înregistrare nici de la procesul etapei, nici de la recursul etapei. Serios? Niciodată? Niciodată. Incredibil. Care au făcut vogă. Pe cuvânt de onoare. Incredibil. Și mă mai întreba un alt, bă, nu mă uit, că dacă mă uit, zic, îmi găsesc atâtea defecte, ca a doua zi nu mă mai duc. Bine, atunci ca telespectator pot spune că erau foarte bine și nu era defect. Era, era o altă era epocă. Era, atunci era ok. Acum nu știu dacă ar mai prinde. Dar atunci... Eu sunt sigur că ar mai prinde. Pentru că sunt foarte puțini oameni care sunt, în care cei de acasă au încredere. Era în altă epocă, totuși, Cabral. Era duminică seara, în prime time, cu o investiție minimă și erau 2 milioane de da. Telespectatori. Da, era, nu, era spectacol. Azi nu mai e, mai interesează. Deci așa ai ajuns și în televiziune. Da, da. Inițial, cumva, eu sunt extrem de conștient de aturile care, de proprietățile care m-au ajutat la castingul inițial. Că eram mare, că eram tânăr, că eram guraliv, că eram spectaculos, că eram exhaustiv, nu, și, că eram negru. Ai carismă, ești simpatic. Mulțumesc. Adică ești... Măcar atât. Da, cine te vede vrea să mai vorbească o dată cu tine. Sunt oameni pe care zic, dom'le, mă lasă în pace asta. Numai că la momentul respectiv le aveam pe toate astea, dar ele, așa cum erau, n-ajungeau să rămân în televiziune. Și cumva am înțeles foarte bine treaba asta, că pot fi interesant că-s negru la televizor pentru 6 luni, pentru un an. După aia, dacă nu livrez, 25. Dacă nu livrez mai mult decât, uite-mă, sunt negru, mă duc, mă spăl. Așa că m-am pus pe învățat. Mi-am construit o dicție, m-am dus, am luat ore de dicție, am învățat cum se vorbește perfect astfel încât să te auzi perfect la televizor. Apoi mi-am dat seama că, de fapt, oamenii nu vor să audă dicția perfectă la televizor. Și am luat ce construisem și parțial am deconstruit astfel încât să sun normal acasă. Am continuat să citesc cărți, am continuat să fur de la oameni de profesie. Care a fost modelul tău de prezentare? N-am avut. Am furat de la fiecare câte ceva. Până am învățat să... Eu țin minte când m-am apucat, până am învățat să mă uit în cameră. Tot îmi spuneau în cașcă, uite-te în cameră, uite-te în cameră. Da. Ceea ce nu e simplu. Nu e simplu nimic și în același timp, după ce ți intră în obicei, e totul extrem de simplu. Mie așa mi se pare. Televiziunea a ajuns să fie foarte simplă, nu că sunt eu foarte bun, ci că în sine e ceva normal, cât timp rămâi normal la cap.
Da. Cât timp rămâi curios, cât timp față de invitatul tău tu ai întrebări și curiozități, cât timp faci lucrurile pentru cei de acasă, televiziunea e simplă. Da. Când ajungi să o faci pentru tine, să... Trebuie să fii firesc, adică să exact. Nu fii altul decât exact. Ești în mod normal. Exact. Ești foarte obositor să fii altul decât în mod normal. Că dacă ești altul la televizor, ești într-un fel și în momentul în care se stinge becul roșu, redevii tu, e un consum energetic foarte tare. Foarte mare, pardon. Bun, totuși nu se poate să n-ai un prezentator sau o prezentatoare pe care, cum să zic, o prețuiești sau îl prețuiești mai mult. Am furat destul de mult de la italieni, de exemplu. Ne-a pus tata pe balcon farfurie de aia mare, așa. Antenă prin satelit și ne uitam la Italia 1, la Rete 4, la Canale 5 și am furat de acolo foarte multă meserie. Am furat și de la ai noștri, inclusiv de la procesul etapei, în momentul în care întreb pe cineva ceva, care este, asta am învățat, mi-aduc aminte foarte clar, că erau niște întrebări foarte incomode pe care reporterii le puneau pe stradă după meciuri. Și da. Oamenii se enervau, dar la procesul etapei nu se enervau, pentru că erau puse septic, fără niciun fel de încărcătură, fără reproș. Exact așa. Așa stăteați, cu o mână întinsă și puneați cele mai nenorocite întrebări pentru omul respectiv câteodată. Și omul o să enerveze, căuta răspunsuri. Iar o chestie foarte grea, foarte greu de făcut. Că noi avem tendința să, da, de ce? Și punem încărcătură personală în întrebarea respectivă. Și atunci omul, în loc să răspundă întrebării, îți răspunde ție la nivel de atitudine. Da, da, da. Și iar l-ai pierdut. Sunt foarte multe lucruri de învățat și eu cred că avem oameni de televiziune foarte buni la noi. Foarte buni. Bun, deci dacă eu înțeleg, dacă trag concluzia logică, ai muncit mult. Eu așa zic. Dacă s-a văzut sau nu, nu știu. Eu am muncit foarte mult și am fost foarte atent la lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul anilor, la emisiunile pe care le-am ales. M-am uitat foarte mult la eșecuri, că au fost. Să-mi dau seama unde am greșit eu, unde a greșit echipa, ce puteam face eu mai mult pentru proiectele respective. Deci ai analizat atent. Păi altfel, asta am învățat tot în arte marțiale. Tata, după ce învățam o tehnică nouă, tata ne punea la oglindă să repetăm de 2000 de ori tehnica respectivă. Și uitându-te în oglindă, îți dai seama unde greșești. Și te autocorectai. Da, am înțeles, nu știu, am citit undeva că la un moment dat ai fost și cârcaș, adică ai încărcat, ai muncit fizic, ca să zic așa. Noi n-am fost o familie săracă, săracă în sensul ăla al cuvântului, dar am fost o familie care a muncit foarte mult pentru fiecare șurub și fiecare scândură de la pat. Și atunci când copilul zicea vreau la mare, vrei la mare? Da. Uite, vezi că peste drum e Ahmed, era un turc care avea un depozit angro, și la care veneau tiruri de alea cu ușa lungă. Și Ahmed tot timpul avea nevoie de băieți care să descarce și să descarce din tirul, să încarce în camioane mai mici. Mergeți. Ești invitat. Te rog frumos. Și am muncit la Ahmed până ne-a dat apă într-o zi, în loc să ne dea bani, ne-a dat cât un sac de bomboane. Și atunci mi-aduc aminte că am mâncat o pungă întreagă de bomboane de nucă de cocos. Și de atunci nu mai pot să mănânc, numai când miros nuca de cocos, mi se face rău. Da, adică e interesant asta, ai fost plătit în bomboane. În bomboane. Bomboane, uite, luați de aici, n-am dat cât un săculeț așa la fiecare, n-am bani. Așa ne-a zis, n-am bani. Și a fost și ultima oară când am fost la el să muncim. Dar în rest am lucrat pe șantier, am cărat apă. Pe vremea respectivă se suda cu carbid. Și așa. Aveam nevoie de apă pentru reacție. Și de nu cărai la apă, pe sărăciile alea de șantiere. Ieșeau ochii din cap ca la melc. Da, ca mari scriitori americani ăștia. Da, mă rog. Au fost și șoferi și au vândut ziare. Ce s-a putut, am făcut. Da, la fel, și asta cred că mi-a folosit, că am înțeles ce înseamnă să muncești pentru bani. Și dacă mergeam pe șantier și făceam, nu știu, 3 lei într-o săptămână și pe aia m-am angajat ca agent de asigurări și făceam 4 lei pe săptămână și nu mai eram murdar de molos până aici, ci eram într-o cămașă și un pantalon, am zis, opa, stai că e mai bine așa. Și cumva da, e interesant crescut. Pentru că, cum să spun, rețeta ta e rețeta de succes.
Uite, ai devenit o personalitate, un om cunoscut la nivel național și nu numai cunoscut, și apreciat, plecând de jos și reușind principala calitate care crezi că a fost seriozitatea, tenacitatea. Cred că tenacitatea. Adică ce ți-ai pus în gând? Am bătut acolo până a ieșit. Și dacă n-a ieșit, am luat-o de la capăt. Bun, și zi-mi cum ai ajuns vicecampion european? Unde? Cum? În ce conjunctură? Era o cupă europeană în Germania, nu mi-aduc aminte orașul acum. Și eu eram cumva, eram junior mare, eram sub 18 ani, dar campionatul era de seniori. Dar aveam voie să particip. Și ne-am dus frumos cu echipa. Când m-au văzut acolo, pe ăsta pare cam mic, iar arătați-ne actele din nou. S-au uitat la acte, pare peste 17. Făceam noi pe vremuri la fotbal, băgam jucători mai mari pe niște pașapoarte falsificate. Da, am câștigat în 62 turneul de juniori UEFA, în echipă erau 3 juniori și restul erau depășiți de vârstă. Doamne, iar la gimnaste făceam invers. Îmbătrâneam. Da. La mine a fost ok, aveam 17 ani jumate, cred că aveam ceva de genul ăsta în momentul respectiv. Primul meci a fost, am luptat doar cu nemți. Așa? Și publicul era lor. Și primul meci a fost cu, vreo 20 ceva de ani. Am rezolvat de neschive și doar am punctat. Al doilea meci nu mai, n-a avut istorie în meu ca minte. Și al treilea a fost... că era tablou. A fost finala cu ursul ăsta. 26 de ani, 140 de kg, 2,20 m și aveam 17 jumate cu 93 de kg ceva pe acolo. Care zici că te-a bătut, de te-a rupt. Și am intrat eu când ne-a zis arbitru luptă, m-am dus direct, am zis: "Băi, e mare, trebuie să dau, că nu se poate așa, trebuie să dau direct lovituri de picior din săritură, că n-am altfel cu ăsta, n-o scol la capăt." Și am venit în săritură direct, frumoasă, tehnica superbă, eficacitate nu, dar ca tehnică, domne, spectacol. Direct un mamaș și lovitură de circulară de picior, direct în cap. Bang, zic, gata. Direct tâmplă deasupra mănușilor, zic: "Doamne, l-am nenorocit." Eu mai să ridic mâinile. Și am lovit și când m-am întors să mă uit la el să văd ce mare damage am făcut, el a făcut: "Mama." A pișcat un țânțar. "Ce fac eu cu ăsta, mămic, acum? Stai să vezi." Și mi-a dat și el un mamaș, o lovitură circulară de picior. El n-ajungea la cap, că era și destul de lung așa, dar dea număr. Mai că atunci când el era în gardă, era totul bine, eram bombă, eram ceva. Lovea număr, m-am aruncat 2 metri jumate în stânga sau în dreapta. Și mă duceam fix ca în desenele animate, cu scârț. După aia reveneam. În meciurile de kickboxing nu te lasă să sângerezi foarte mult. Eu eram sensibil la năsuc de mic și dacă îmi dai un bobărnac, curge sânge. La momentul respectiv, dacă te oprești arbitru de 2-3 ori să te ștergi de sânge, se oprește meciul. Și ce semn ai făcut? Nu. Se oprește meciul. Și atunci, deja din a doua repriză, nu mai așteptam să dea arbitru stop. Când e sânge într-o luptă, se oprește meciul? Nu lasă să zboare sânge de colo-colo, că nu e sport sângeros trăi, e un sport totuși. Da. Sângeresc ca porcul. E, așa că eu nu mai așteptam să dea arbitru stop. Îi făceam semn nemțului: "Stai!" Nemțul se oprea, mă întorceam, mă duceam la tata în colț, tata mă ștergea de sânge, mă întorceam la bătaie. Și... Îți plăcea bătaia. Așa pare. S-o iei. Așa pare, nu. Nu plăcea deloc, dar de afară așa se vedea. E, pentru că am rămas în picioare. Meciurile pe care le-a avut nemțul înainte de finala asta, le-a câștigat aruncând cu oamenii de colo-colo. Îi, Doamne ferește. E, în momentul în care s-a suit Nicu Așchie în ring și ăștia au văzut, publicul a văzut că duc la bătaie și că nu abandonez și că nu pierd, în loc să țină cu neamțul lor, au început să urle la mine, să aplaude la mine când loveam. Publicul ține cu mai slab. Cel mai slab, cu jumulitul. Și după ce ne-am jumulit, nu mai știu câte reprize au fost, am reușit, i-am spart și eu nasul într-un final și am umflat un ochi. Am făcut și o damage, n-am plecat acolo chiar. Eu rupt și să zic, să le vezi pe altul. Dar la final mi-a plăcut, am apreciat foarte mult odată publicul și l-am apreciat pe neamț că a venit și m-a felicitat și mi-a zis: "Bă, bravo, nu credem că termin, 15 secunde, zic, gata, termin cu tine, te rup pe genunchi și îmi văd o viață." Și am ținut până la capăt.
Sigur că mi-ar plăcea foarte... Vârful carierei, nu? O bătaie, da. Da, adică... Nu, da, știi care... Eu mi-aduc aminte și alte meciuri pe care le-am câștigat și sigur că aș putea să le povestesc pe alea. Dom'le, ce meciuri frumoase am făcut și m-am întors și am lovit și ala a căzut lat și n-am mai respirat și a trebuit resuscitat și... Dar eu cred că cumva merită să aduci aminte și de momentele grele. Nu doar de alea frumoase, în care ai ridicat deasupra mâinile, deasupra capului și oamenii te-au aplaudat și da, ai fost... Cânta imnul României, cânta imnul era și... momentul, exact, exact, exact. Uite că a fost un moment și când am luat locul 2 și a cântat imnul României. Și eram bătut, simțeam că a trecut peste mine toată armata română, infanteria cu tot cu taburi. Spune-mi, după o bătaie de asta, cam în cât timp îți revii la normal? Nu, dacă ești tânăr, îți revii repede. Nu, în 2-3 zile ești om. Ești acela. Da. Încă te doare când mai râzi, că mai alea mai simți fața, că oasele s-au înghesuit. Dar se poartă protecție de dinți? Da. Obligatoriu. Da. Am văzut dinți și acolo și testicole. Și acolo da, de protecție. Da. Bun. Hai să discutăm un pic și despre cariera ta în cinematografie. Adevărat că ai filmat și cu Pink? Da, discutăm cam 10 secunde, că asta a fost toată cariera, da. Cariera mea în cinematografie. Am jucat în niște filme străine, unde am făcut niște roluri de excepție, nu știu ce aduce aminte nimeni de ele. Și de poartă tava, intre... N-am fost chiar Halebardier 17, dar în ăsta, ce mă întrebați acum, în Catacombe, Catacombs se numea filmul, în care am fost iubitul lui domnișoara Pink, nu am avut, am avut replici, am făcut așa. Dublu rol, că am fost și monstru, că actorul, cascadorul angajat să fie monstru din film, Nu a venit, dar nu părea obosit. Nu, monstru era lent, așa era, nu punea suflet, domnule monstru. Și am zis, eu voiam plecând pe la discotecă, Pink voia să iasă și în oraș și am zis regizorului, dă că mă îmbrac eu în costumul ăla și să fac un monstru cum nu s-a mai văzut. Să terminăm odată. Și am pus costumul pe mine, am dărâmat jumătate de decor, dar am reușit un monstru foarte, foarte convingător. Dar eu nu sunt actor. Și nici n-am tras în direcția aia să fiu actor, să devin actor. Respect foarte mult școala pe care o fac actorii, respect foarte mult munca pe care o fac actorii pentru a deveni actori și atunci nu pot să mă bag eu în față, dădeați-vă. Am și eu ceva de zis în lumea asta a actorii. Am avut noroc și am avut niște roluri simpatice în niște producții care au făcut succes foarte, foarte mare, dar... Eram Halebardier 17. Nu. Da, adică... Eram. Am avut noroc, e la fel, în actorie, eu... Dar ce, Nicu televiziunea te-a dus la actorie, da, nu? Da, adică da, te-au văzut da. La... Au zis, ăsta ar fi bun pentru rolul ăla. Hai să dai un casting. Și la casting am fost decent. Nu cred că au zis, Doamne, uite-l pe Denzel Washington, a venit, ce noroc am avut. Dar am fost decent da, și... Da, ăla e chiar mai închis la culoare. Da. Cam la asta se oprește și asemănarea. Bun, și cu Pink ai vorbit, ai... Ne-am și pupat. Da? Da, păi eram iubitul. În film jucai rolul iubitului. Eram iubitul, ne-am pupat acolo cu foc și cu patimă. Am pus sentimente. Ai intrat în istorie dacă păi ai pupat. Păi cum, domne, ce, dar ce-am mai pupat? Eu ce să mai... N-ai invitat-o în România să vadă... Păi în România s-a filmat. A, în România? În România, da, în România s-a filmat. La Buftea și alte locații. Foarte frumos. Foarte frumos. A fost un proiect mișto. N-a mers ca film, n-a făcut succes. Hollywood-ul n-a apreciat. N-a ajuns nu. Am ajuns, dar doar la periferie. Am ajuns doar în vizită. Au fost niște difuzări ale filmului pe acolo, dar doar în cartierele mărginași. În centru n-am ajuns. De la Hollywood ai fost vreodată în viață? În vizită, da, am fost. Ai fost la Universal, fost. Că toată lumea. Am fost la Universal. După aia m-am plimbat acolo pe-n cartiere până la miliția. Teatru chinezesc. Teatru, și... exact. Și stripul, stelele. Ce să mai... Toți ne facem poze acolo. Așa, acolo. Ne găsim fiecare păcătosul și facem poze cu poza lui și ne-am făcut treabă. E frumos. E. Și acum, dacă eu m-am documentat bine, de fapt, eu mai puțin cât producătorul emisiunii, Andrei Crăițoiu, el e mai specialist în așa ceva, pregătești la ProTV
Săriți de pe fix, da. Te prinde bine rolul. Așa au zis toți. Eu inițial n-am fost, n-am fost foarte sigur. Știi, dar... scuză-mă, povestea aia celebră cu Richard Burton, care a jucat rolul unui bețiv. Și critica a scris așa: excelent Richard Burton în rolul bețivului. Nici nu e de mirare. Repetă de 50 de ani. Și a ieșit scandal. Așa și tu. Foarte bun. Da. N-a fost greu. N-a fost greu, că e clar că înfilează lampa de mult. Dar, iar, n-a fost vorba despre mine. Eu încerc emisiunile pe care le prezint să nu fie despre mine. Sper că și reușesc. Pentru că oamenii nu dau drumul la televizor. Hai să-l vedem pe Cabi. Ia să vedem. Ce-a mai făcut Cabi? Nu zice nimeni așa. Oamenii deschid televizorul ca să se relaxeze, să se informeze, să râdă, să învețe lucruri, nu să se uite la tine. Și atunci, și emisiunea asta n-a fost deloc despre mine, a fost despre 10 oameni foarte talentați pe care i-am avut alături și care au reușit să facă dintr-o joacă de copii o adevărată emisiune de televiziune. Hai să-ți pun o întrebare, fără de care nu se poate. Într-o țară în care toată lumea iubește fotbalul, joacă fotbal, se pricepe la fotbal, îl comentează, tu te-ai dus spre kickboxing. Cum de n-ai jucat fotbal? N-am simțit de unde vine banii. Nu s-a simțit, m-am dus ca tâmpitul încolo. În primul rând era tata, dar nici n-am mari veleități. Adică am să jucat și eu fotbal cu băieții ca la scară, orice copil. Ca orice copil. Da, legitimat n-ai fost niciodată. Nu, la fotbal nu. Da, îți place fotbalul? Nu-mi iese foarte bine, dar îmi place, da. Adică te duci, da. Și... când apuc, mergeam la toate meciurile echipei preferate, autobuzul. Eram... Nu plăteam că stăream gardul, dar eram acolo. Toți copiii eram fani. La un moment dat a venit Steaua, a jucat și Steaua pe autobuz. Nebunia a fost. Da, a fost la un moment dat echipă ca lumea, autobuzul. Și pornul și Rocaro a jucat în divizia. Da. Dar merg atunci când se ivește ocazia, când se face gașcă, hai pe stadion, nevastă e și mai supărată pe fotbal. E pasionată, are cu jucătorii ei, cu Steaua. FCSB sau Steaua? FCSB sau Steaua, nu mă întreba, că din punctul meu de vedere nu vreau să o angajez pe ea într-o afirmație care, bun, și tu, în spatele căreia n-ar sta. Eu țin cu România. Mie îmi place cu Naționala. Și junior și senior, în ultimul timp n-a fost foarte mare bucurie, dar în continuare, mie mi se pare că sportivii trebuie susținuți și dacă fac rezultate și dacă... Și apropo de asta, nu. Cabral, ai un program zilnic de exerciții, de alergi, te întreții? Fac sport atât cât îmi permite timpul, din păcate nu sunt disciplinat deloc. N-am fost disciplinat nici când făceam de performanță, adică atunci... N-aveam încotro că eram cu antrenorul în casă. Dar mi-ar plăcea să încep acum să dau de mânuțe, să explic. Da, mă trezesc la 6 dimineața, beau un suc de natural de portocale bio crescute în spatele casei. Da, fac 10 minute de gimnastică. Fac gimnastică acrobatică și apoi după 10 salturi mortale peste cap pe spate ies la o alergare de 4 ore pe parc. Nu am nici timpul. Și mi-e și, sunt și len, eu sunt mai leneș așa când vine vorba de sport. Fac niște mișcare ca să nu mă încrasez complet. Cred că e ușor să alergi, să duci masa asta. Tot. Nu e treaba. Câte kilograme? Acum am 133. 133? Da. La 1,90 m? 2 fix. 2 fix? 2 fix. Aveam 2 fix, acum ai fi dat înapoi un pic. Da, probabil. Că ai îmbătrânit. Da. Nu, că se mai lasă vertebrele. Bun, eu am cam terminat. Am epuizat tot stocul de întrebări, dar... Pentru că, cum să spun, ești un om cu respirație și cu inspirație, te las pe tine, vorbești un minut fără să te provoc, să spui ce vrei. Eu, dacă tot m-ați invitat, cred că ar trebui să facem puțin mai mult tantam și să convingem părinții să-și dea din nou copiii la sport. Orice fel de sport. Că e ping-pong, că e înot, că e curling, că e basket, fotbal, orice ar fi, tenis, orice o fi. Da, ar fi bine sănătate, educație. Exact. Nu neapărat sport de performanță. Sportul de performanță consumă corpul.
Adică sigur că are multe lucruri bune, dar în același timp și consumă articulații. Sunt niște lucruri care se întâmplă în corpul unui sportiv de performanță. Dar așa ca amator, ar fi foarte bine dacă am începe din nou să ne dăm copii la sport. Orice fel de sport. Că alea 2 ore pe săptămână de la școală nu ajung și nu vor ajunge niciodată. Acasă copiii sunt mai mult cu ochii în televizoare, în tablete. Tot tablet, vorbim în... că o să fie mai multe ore de sport, mai vine un dar nu, proiect, ar fi mai de niciodată multe. Nu, dar oricât ar fi de multe ore de sport la școală, ei se duc la școală să învețe. Și atunci noi ar trebui să le asigurăm cândva după școala sau înainte de școala respectivă câteva ore bune pe săptămână de sport. Și sport îi ajută și la disciplină mentală, și la corp, și nu e vorba neapărat despre gâfâit. Da, doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Cabral. Îi mulțumesc că a venit. Și eu vă mulțumesc pentru vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat la noi, sperând că v-ați uitat. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Va fi cu adevărat un super meci live. Bucură-te de super fotbal, super bet, go super!